Bună seara! Bună Și seara și să vă concertul, văd. da, și concertul va fi seara, așa că se potrivesc lucrurile. George, bine ai venit acasă, așa, în avans un pic. În avans, da, acuși, peste câteva zile voi reveni în sfârșit acasă. Tu ai mai cântat în sala Caudela? Stau și mă gândesc și nu cred. Nu, cred că am înregistrat odată, acum 10 ani. Oh. În rest, nu am avut ocazia să cânt în sala Caudela. Un Da, recital. spune-mi, concertul tău, debutul tău cu Orchestra Filarmonice a fost în sala Filarmonicii, da? Da, a fost. Ai prins momentul foarte bine să fie acolo. Extraordinar. Ai o înregistrare video de acolo? Da, încă am cântat de 2 ori acolo. Am avut chiar mare noroc că am fost de 2 ori Da. cu concertul de Haydn și cu concertul de Grieg și am înregistrare cu amândouă, trebuie să le scot de undeva. Minunat. Se simte că ai doi frați pricepuți în tot ce Da. ține de înregistrări video-audio, extraordinare amândoi. Și iată, acum înregistrarea va fi o înregistrare la Iași? Da, va fi. V-am vorbit cu frații și vor. Bineînțeles. Nu se poate fără. Uite, un pic o să dau afișul tău ca să ne uităm pe el. Sigur că o să te rog să ne povestești multe alte lucruri. Da, Stai, dar nu este înțeleg. asta afișul. Asta este. Ăsta e site-ul tău? Așa. Da. Este foarte frumos. Cine a făcut afișul ăsta? Eu La l-am făcut. Iași. A, tu l-ai făcut. Eu Super! l-am făcut până la urmă. Dar spune-mi fotografia de unde este. Fotografia este de la un concurs din Franța de acum ceva ani, de la o finală de concurs și m-au prins Da, într-un super. moment foarte eroic, așa, și am păstrat fotografia de. Dar spune-mi, de la Enescu ai fotografii și înregistrări? Sunt, cred că sunt. Sunt înregistrări, ambele, și semifinala și finala au fost înregistrate și difuzate de TVR1. Da. Sunt câteva fotografii, dar nu foarte mult. Sunt câteva cu, mai mult sunt cu orchestra, nu singur. De asta n-am putut să folosesc eu o poză cu mine Aha. de pe sala Ateneului singur. Hai să ne uităm un pic pe afiș, că după aceea o să te mai întreb multe alte lucruri, cât timp ai, nu știu. Enescu, desigur. Cred că te-am mai auzit în suita a doua. Și mă bucur să vii cu această suită pe care o iubesc nespus. Trei din patru, dar probabil că e o economie a timpului aici. Da, asta este, că le cânt pe toate patru destul de des, cel puțin în ultimul an, cânt în suita integral, cât O, e da, câștigat pe tempo. spune, să ne spui pe unde, că e foarte important pentru noi să știm că e cântat Enescu. Eu încerc să cânt Enescu în fiecare concert. De obicei, dacă am doar câteva minute, includ pavana, pentru că Ah, este sigur. bijuteria din suită. Așa e. Dar în ultimul an, chiar după concursul Enescu, am ținut să cânt chiar toată suita și a fost primită cu mare drag de public. Acum la Iași aduc suita fără bureu final, pentru timpul a fost o problemă, dar și faptul că am vrut să fac o tranziție către Ravel, către pavana lui Ravel și m-am gândit Exact. că poate am permisiunea să mă joc puțin cu. Absolut. Lasă că ai să faci tu burei la final. Poate Nu. dați de gol surpriza. Să tai. Nu, încă mă gândesc.
totuși jonglez vreo alte două recitaluri. Așa cum te cunosc, cu o sensibilitate extraordinară, pot să-mi închipui doar cum cânti Rachmaninov. Nu cred că te-am auzit în Rachmaninov. Poate ai mai cântat la Iași, dar nu-mi amintesc. Nu știu. Chopin, sigur, te-am auzit și abia aștept. Abia aștept. Deci aș vrea, nici nu știu, 120 de locuri, câte sunt în sala Caudela? Cam atât e puțin. E puțin. La Wigmore Hall câte sunt? La Wigmore, chiar nu știu, bănuiesc că vreo 800? 800, nu, mai puține, Wigmore-ul nu are chiar, cred că în 500 Nu sunt, între, totuși Wigmore-ul este o sală de muzică de cameră, este știu. Da, perfectă sigur. pentru muzică de cameră și faptul că nu sunt așa de multe locuri face și atmosfera mai intimă. Și de asta ne place nouă Wigmore Hall. Acum, dacă tot suntem la capitolul Wigmore Hall, poți să ne povestești recitalul tău, 2018 sau în ce an a fost? 2018, da, primul recital la Wigmore, că am avut după aia norocul și ocazia să mai cânt de câteva ori, cu diferiți muzicieni. Și în diferite ipostaze, am avut finale de concursuri la Wigmore, dar în 2018 a fost debutul și acolo am cântat chiar Enescu, am început cu Enescu, cu Carillon Nocturne și am continuat cu Sonata a doua de Rachmaninov, după aia cu puțin Granados și Chopin. Deci tot compozitori care îmi plac să-i cânt. Sunt sigură, da, spune-mi, te rog, de exemplu, în Paul Constantinescu sau în Silvestri, cred că tot acolo, ești de acolo, în toate. Da, Paul Constantinescu chiar nu l-am cântat încă pe scenă. Silvestri îl mai cânt destul de des din Da, cred. Ai avut o Bacanale, este bursă? un Da. este excelent și suita a treia este o superbă. Și am avut și bursa Silvestri, da, asta a fost marea mea legătură cu Silvestri, care mi-a deschis. Din fericire, am citit că ai mai avut o bursă importantă, acum mai recent, în nu știu, în Marea Britanie, nu știu să spun, de la un trust important. Am avut două mari burse de la trusturi, unul de la Tillet Trust, care ei în 2018 mi-au oferit recitalul la Wigmore. Ah. Iar acum recent, acum un an, eu fac parte și dintr-un trio, Chloe Piano Trio, și împreună am primit o bursă de artiști și vom da un recital la o altă mare sală de concerte din Londra, King's Place, care e un fel de rival al lui Wigmore Hall, deși Da. fiecare e unică în felul ei. George, ești acolo foarte sus, nici nu ne dăm seama, pentru că noi te percepem încă George mic de aici, de la Iași, să recunosc. Nu, n-am ieșit din paradigma asta, deși ar fi trebuit să ne scoată concursul Enescu. Am să te rog să ne spui cam cum a fost pentru tine în timpul concursului Enescu. A fost o experiență chiar unică și spun unică pentru că merg la concursuri de mai bine de 20 de ani. Deși nu cred că am avut emoții sau, de fapt nu emoții, dar așa un val de energie așa de puternic niciodată decât atunci când a trebuit să cânt acasă, a trebuit să cânt Oh, în da. București, a trebuit să cânt pentru prima dată la Ateneu, care mi-au spus alți colegi pianiști mi-au descris Ateneul ca un templu al muzicii și mi-a rămas imprimat această frază. Deci a fost Da. chiar o săptămână incredibilă de muzică și de fericire, de fapt. Oh, nu stres niciun pic?
Împreună, așa, făcute Am toate, chemă tot. înțeles. Stresul Deși destul de mare. ai rodajul, dar bănuiesc că fiind acasă era și mai mare. Da. E Aproape era copleșitor. rodat, dar a fost chiar. Nu pot să spun că a fost relaxant. Am încercat să mă bucur de moment, că a fost totuși chiar un moment, dar cred că am fost puțin stresat pe întreaga perioadă. Pentru Dar că am vrut să spune. fac am vrut să-mi fac o imagine frumoasă acasă. Mai mult a fost mai important pentru mine asta decât să cânt ori în orice alt loc. Ma da, trebuie să-ți spun că eu sunt foarte fericită de cei care participă, chiar dacă nu câștigă, să vină. Știi, atât de puțini români vin la concursul Enescu și asta nu ne e prea confortabil. Și când vedem că ai venit tu, e o mare fericire. O mare fericire. Sigur că vii puțin de sus cu alte experiențe de concurs în spate, ceea ce îți dă un statut. Cu toate că aș vrea totuși să reamintesc tineretului român, îmi place că am o imagine, mă bucur că asta este imaginea mea, dar vreau să reamintesc că totuși asta e a treia participare a mea la concursul Enescu. Prima dată când am aplicat acum 8 ani, m-am retras din Nici concurs nu, pentru că nu n-am am. știut. Da, pentru că nu m-am simțit pregătit și m-am retras din concurs înainte să fac prima etapă. Iar acum 3 ani, deci ediția dinaintea mea, nu am reușit să trec de a doua etapă. Și acum a fost al treilea an în care am fost și mai rodat și mai. Și o spun asta că aș putea foarte ușor să o ascund și să îmi fac imaginea că vin de sus și nu a fost niciun stres. A fost un mare drum pentru mine să ajung la premiul 2 la Enescu. Deci, și vreau să le ofer curaj polișilor români să nu fie descurajați că dacă particip și dacă nu trec și sunt român și trebuie să fac bine. Ai putea să le spui pianiștilor români cum se clădește acest statut psihologic vorbind, cum ai trecut tu prin etape ca să poți să stai în fața oamenilor acolo, în fața unui juriu pe care îl știi probabil foarte bine. Îți trebuie mult, mult curaj, multă dragoste de pian care să învingă frica de a cânta sau frica de judecată, cum ar veni. Trebuie să fie ceva mai puternic decât emoțiile, pentru că emoțiile nu le poți, cel puțin eu, nu poți să scăp de ele efectiv. Îmi trebuie ceva să le învingă. Deci dacă. Dar spune-mi, te rog, George, cum e posibil? Eu nu mi-am explicat nici până în ziua de astăzi câtă forță psihică trebuie să aibă un interpret ca să nu se tulbure în fața unui juriu. Asta este foarte greu și mă face să-mi amintesc că tot timpul revin la Radu Lupu, care copleșea o sală. Cum se poate? Totuși, Radu Lupu cred că a fost un fenomen pe care cred că o să petrec eu o viață să-l înțeleg, de fapt, complet. Dar, în general, cu mult, mult timp, multă experiență și răbdare și, efectiv, trecut prin foc. Trebuie să ai curaj să mergi la concursuri și să te ridici de fiecare dată când ești învins. Să ne amintim că când citim biografiile a marilor interpreți, nu scrie la câte concursuri au fost și n-au cântat bine. Sau câte aplicații de concursuri au trimis și nici n-au intrat. Sau s-au retras că le-au fost frică. Deci, cam asta. Eu am totuși atâția ani de experiență pe care
Am avut și momente foarte grele, momente în care nu am fost pregătit, momente în care am fost pregătit și dintr-un motiv sau altul m-au copleșit emoțiile sau pur și, sau nu m-au copleșit emoțiile, nu m-am concentrat și a fost o greșeală din senin și m-am debalansat complet. Foarte, foarte multe. Mi-amintesc momente când ești prea sigur pe tine și te fură nu știu ce, Exact. și prezența asta formidabilă, concentrarea formidabilă, tu ai deja momente de astea de foc prin care ai trecut, cred că sunt destule și te țin, toate alea te țin. Da, Minunat. cred că Dar am spune-mi, ajuns să mă țin. înainte de concursul Enescu, ai fost la concerte, la Ateneu sau nu? Nu am fost, pentru că nu prea am fost în București. Cred că a fost a treia sau a patra mea vizită la București. Deci a fost Așa. prima dată intrând în Ateneu. Deci Aoleu, asta e chiar periculos. măcar nu pot să spun că am fost la un concert când am fost mai Da. mic și am visat cum e să fiu pe Așa. scenă. M-a Nu. luat un val din prima când am intrat pe scenă să încerc pianul cu o zi înainte de concurs. Oh, da, cred. Este și impresia sălii. Sala Da, este te... chiar o sală superbă, chiar. Da. Totuși, tu ai cântat în foarte multe săli în care se aude minunat. Pe unde ți-a plăcut cel mai mult? Tot Wigmore sau alte săli? Da, Wigmore totuși are o acustică specială, pentru că este... Și nu este foarte diferită de Ateneu. Totuși, Ateneul este mare, dar dintre sălile mari în care am cântat, este destul de intim și îmi place O chestia asta da, în Ateneu. Îmi așa place că este. simt că pianul, mai ales pianul solo, simt că ajunge în fiecare colț. Sunt colțuri în Ateneu, dar ajunge peste tot și cuprinde toată sala. Deci, chiar pot să spun că Ateneul este una din cele mai frumoase și mai plăcute săli în Da. care am cântat. Și imediat după Iași mergi să faci același recital la Ateneu. Asta este ceva extraordinar de frumos. Asta cred că ți încălzește sufletul enorm Chiar, să chiar fii enorm. acolo, să te întorci acolo. Mai spune-ne despre alte urmări de după concursul Enescu. Ai mai fost invitat? Eu știu una, dar ne spui tu. Voi mai veni odată la Ateneu în septembrie. Așa, înseamnă că știu două. Ah, Două se poate invitații. intra. Voi fi două invitații. Poate Nu eu nu știi? știu Ah! poate nu știu pe a doua. Bine, o să afli. Sper să se materializeze. Există o intenție. Ah, ok. Deci o să fie o surpriză plăcută. O, da. Dar voi veni și voi cânta și în cadrul festivalului. Voi face o prezență. Dar nu singur. Nu singur, nu singur. Cu un violonist și cu orchestra filarmonicii vom cânta concert, nu concertino, Enescu, oricum. Spune-ne, te rog, reușești să ții legătura cu familia ta? Că sunt minunați frații tăi, absolut minunați. Cred că ai și cumnate. Și acum, dacă nu mă înșel, ești căsătorit și tu? Da, sunt și eu căsătorit. Felicitări, felicitări! Mă bucur foarte mult. Asta înseamnă că va fi aici la Iași o mare reuniune de familie. Păi, ultima dată când ne-am văzut a fost vara trecută, la nuntă. Superb! Da. De asta am ținut foarte mult să vin și la Iași să cânt, că Mă, da, ai avut 2022, a fost un an foarte tare. Și nuntă și concursul Enescu, nu mai știu în rest că sigur mai sunt. da, astea au fost chiar una după cealaltă. Da. Poate de asta am și cântat bine la Enescu, că Da, plin de bucurie de serios? la O, cu coruri minunat. înainte.
Tocmai am fost Minunat. acasă, da. Mai nu știu, voi sunteți o generație care fac mult mai multe lucruri până la 30 de ani decât am făcut noi. Sunt și alte vremuri, adevărat, dar ceea ce contează cel mai mult este străduința voastră, talentul tău pe care l-am văzut de la primul recital sau concert, cred că primul a fost concertul. La filarmonică, da. Da, eu nu mai țin minte, voi vă împingeați unul pe celălalt spre muzică? Frații sau Da, frații, da, mă refer la voi. Erați trei frați și tatăl încă o nostru a fost soră, da? nu, trei frați, trei Atât. frați, dar avem Aha. și verișori care sunt și ei Da, muzicieni. da. Pentru că Minunat. tatăl meu și câțiva unchi cântau la diferite instrumente, tata la saxofon, și el a ținut ca fiii lui să învețe muzică clasică. Eu am avut norocul că frații mei au amândoi deja cântau la pian când eu eram foarte mic și am fost foarte atras de instrument, vrând nevrând. A, erai acolo, nu-i lăsai. Nu îi lăsam, eram de la un an, Oh, vedeam la Doamne, clape. ce frumos, ce frumos. Sunt Dar sigură. bineînțeles, când am crescut, ei m-au ajutat, au fost foarte importanți în progresul meu, mai ales în tinerețe, că m-au ajutat enorm de mult. A, nu spun, te rog frumos, nu spun cum, adică mai ales în tinerețe. Mă refer mai ales chiar în primii ani, nu În știu de ce. copilărie, mai În ales. copilărie, da, în tinerețe. În copilărie, da. Da, foarte tare. Trei frați și toți trei muzicieni. Minunat. Când vă întâlniți, mai cântați împreună așa, la inspirație? Da, chiar m-au vizitat. De fapt, acum mă voi reîntâlni cu părinții pentru prima dată din vară, dar frații m-au vizitat deja în toamnă, au venit ei la Londra și La un la casă. concert. Nu, doar în vacanță, pentru un schimb, pentru că mereu este un concert, mereu este ceva care mă oprește să mă bucur de Da, vizita da, lor. da. Și acum au venit doar în vizită și am avut câteva serate muzicale împreună. Superb. Spune-mi, George, consider că ți-ai sacrificat copilăria? Ai renunțat la multe alte bucurii, plăceri, hobby-uri sau mai știu eu ce. Ai simțit vreodată că ai fi vrut să te duci la altă. Nu știu. Posibil, adică Nu îmi știu, amintesc nici nu momente știu. când eram în copilărie, când mă gândeam, of, aș vrea să mă duc afară, să mă joc cu prietenii sau de ce trebuie să muncesc așa de mult când toată lumea se joacă. Dar nu știu dacă l-aș considera un sacrificiu, Nu este așa. pentru că totuși m-am bucurat de momente care nu știu câți copii s-au bucurat. Și eu sunt sigur că am avut prieteni care se gândeau la fel despre mine. De ce nu mă duc și eu la concursuri și... Dar tu ai avut și profesori extraordinari, chiar de aici, de la Iași, că am văzut pe afișe se trecut Andrei Enoiu Pânzariu, care se ocupă de concert. Cred că și cu el ai studiat. Da. El Puțin. a fost ultimul îndrumător înainte să plec în străinătate. Da, și tot timpul a fost Iulian, da? Iulian Da. Trofin, Profin. și ai mai avut-o pe doamna Silvia Pânzariu. Da, și pe doamna Silvia, doamna Raluca Pânzariu. A, cu toată familia? Da, cu toată Nu familia, chiar cu da. toată Pe, familia. Extraordinar. mergeam foarte des la ea acasă și se ajungea ca să trecam printr-o și domnul Marin mă Da, asculta des. Am avut o educație fenomenală, chiar pot să spun. da, ei sunt Atâtea fenomenali. urechi fenomenale care m-au Da, ascultat și o m-au îndrumat familie de de la început. pianiști, unde ai mai văzut? Ai mai văzut așa ceva? Chiar Nu. așa nu. Grozav. Grozav. Și cred că toți te iubeau când vedeau ce rezultate țin cu tine. Da, cred Foarte că erau ținut frumos. foarte mult.
Așa este. Cu cât te străduiești mai mult pentru un rezultat, cu atât este mai mare efuziunea și bucuria de după. Tu știi cel mai bine lucrul ăsta. Noi, mai mici, așa, nu avem, nici nu înțelegem. În termenii de comparație sunt prea slabi pentru asemenea realizări ca ale tale. George, eu, pentru moment, mă opresc aici. Sunt sigură că n-am scos de la tine nici 100, 1% din toate poveștile extraordinare pe care le-ai putea spune tu. Am foarte, foarte cu mare nerăbdare concertul tău. Îți mulțumim că vii la Iași. Este un gest care ne onorează enorm. Vă mulțumesc și chiar vin cu mare bucurie și cu mare dor. Chiar abia aștept să vin acasă, să cânt și să mă reunesc cu orașul natal. Mulțumesc frumos, George. Să vii cu alte povești. Când ne întâlnim, Desigur, mai mai facem vă scriu și o vă mai înregistrare. Te sunt. îmbrățișez. Mulțumesc frumos.